Dana Ghineț este absolventă MBA Open University Business Schools, manager la Access Projects Investment, soluții strategice pentru afaceri, are experiență de 10 ani în coordonarea de activități de scriere și implementare de proiecte cu finanțare nerambursabilă. Dana a ajutat peste 200 de firme să aibă proiecte câștigătoare cu o valoare eligibilă a proiectelor de peste 100 de milioane de euro. La momentul de față pune un accent pe serviciile de consultanță strategică și consultanță antreprenorială, fiind convinsă de valoarea adăugată acestor servicii, precum și de potențialul ridicat al mediului de afaceri românesc pe aceste două direcții majore. Împreună cu clienții ei, are o dilemă la care încearcă să găsească un răspuns. Tema: este România pregătită pentru viitor? Și spune despre viitor. Viitorul egal rezultatul acțiunilor noastre. Este prezentă la Business Days pentru că este singură responsabilă pentru viitorul ei și doar așa face lucrurile să se întâmple. Deci care va să zică îți construiești viitorul în fiecare moment al existenței tale. Să-l construim împreună aici la Business Days, începând din acest moment, timp de 7 minute. Dana Ghineț! Mulțumesc! Pornesc de la temă, pentru că, așa cum am zis, viitorul este rezultatul acțiunilor noastre. Și am întrebat și am pornit și am ales tema dacă România este pregătită pentru viitor, tocmai pentru că provin din zona de expertiză de project management cu fonduri europene și România are la dispoziție pentru perioada următoare 1,3 miliarde de euro pentru cercetare, dezvoltare și inovare. Am discutat cu clienții mei, majoritatea din sectorul industrial, ce cred despre acest buget și realitatea îmi demonstrează că încă nu suntem foarte pregătiți pentru a accesa bugetele pe cercetare-dezvoltare. Dacă ar fi doar cercetare-dezvoltare, ar fi simplu, poate. Dar Europa vrea de la noi să ne canalizăm atenția pe proiecte care duc în domeniile de specializare inteligentă, cum este bioeconomia, cum este tehnologia informației, mediu și schimbări climatice, nanotehnologii și nanomateriale și sănătate. Deci cu atât mai dificil îmi este să am partener pe zona aceasta. Dar poate că după prezentare, cine știe. Am să mă opresc puțin și am să aduc în fața dumneavoastră top 10 lucruri interesante din zona de nanotehnologie. Pentru că este mai aproape de zona clienților mei și sunt lucruri pe care unii dintre noi le-am citit la un moment dat în cărțile de science fiction, iar acum ușor, ușor se integrează în viața noastră de zi cu zi. Și haideți să vedem dacă funcționează. Am să las filmul să meargă, să vă zic că click, dacă dați click. Ideea este că la momentul de față în lume se discută despre nanotehnologii care au aplicații în viața noastră, au aplicații în armată, au aplicații în medicină. Discutăm de materiale cu proprietăți optice. Asta ar fi trebuit să prezinte filmulețul ca să vedeți. Ok. Dacă dați puțin mai ușor ca și sunet, mulțumesc. Deci, discutăm de materiale cu proprietăți optice. Aici este foarte interesant și am găsit o aplicație care duce în zona de securitate, armată, spionaj, poate, da, de camuflare, de materiale care preiau proprietățile mediului înconjurător. Mergând mai departe, tot în zona aceasta, sunt costume care se construiesc, care rezistă la gloanțe de 9 mm, care rezistă la înjunghieri și sunt construite cu fierăstrău. Nanotehnologia ajută în a remedia celulele care sunt afectate, deci ajungem în zona de medicină. Mai mult, există posibilitatea de a stoca energia care rezultă din bătăile inimii sau din tastarea
când stăm la calculator, astfel încât fiind conectat în materialul nostru, să poată să încarce device-urile pe care le avem în fiecare zi. Mergând mai departe, discutăm despre un oțel, oțelul din Damasc, care are o vechime de vreo 1000 de ani, care... Nu filmulețul. Care este, care are capabilitatea de a tăia piatră și metal, și încă secretul nu este cunoscut încă. Și ajungem până la top 1, care era modul în care nanotehnologia ajunge și este sau creează remedii pentru tratarea cancerului, pentru a se focusa pe zona de celule bolnave, astfel încât să nu afecteze întreg organismul. Ceea ce vreau să zic este că, deși multe dintre ele par departe de realitatea noastră, de activitatea noastră curentă, de activitatea partenerilor mei, sunt zone care ne aduc viitorul mai aproape. Ideea este că poate nu reușim să facem cercetare-dezvoltare în domeniile pe care le-am enumerat, pentru că majoritatea companiilor din România sunt IMM-uri, nu au bugete de cercetare-dezvoltare foarte mari, dar există zona în care putem să schimbăm ceva, putem să inovăm. Și este zona în care aș vrea să vă încurajez să o faceți și astfel poate putem să totuși să accesăm măcar parțial bugetul care îl avem la dispoziție. Acum că tehnologia, despre ea vorbim, nu m-a ajutat foarte mult, aș vrea să mă ajutați, am emoții și am uitat ce reprezintă acest lucru. Mă puteți ajuta, vă rog? Un pliculeț de ceai. Cineva spunea că este o rachetă. Și foarte pe scurt am să vă zic de ce acel cercetător spunea că este o rachetă, fiind prezent la un târg cu aparatură de zbor, fiind singurul stand cu pliculețe de ceai, toată lumea trecea, se amuza, zâmbea, nu îndrăznea să pună întrebare și să afle de ce este standul cu pliculețe de ceai acolo. Și ideea este că cineva s-a oprit și a întrebat. Iar cercetătorul a zis, asta este emblema, acesta este dispozitivul care ține racheta la sol, acesta este combustibilul și zboară. Și atunci a zis, hai să vedem, pentru că nu era încrezător că pliculețul de ceai zboară. Pentru că mi-era greu să aduc să fac live prezentarea, am un mic filmuleț care, haideți să vedem ce se întâmplă și dacă într-adevăr pliculețul zboară și dacă tehnologia ne ajută. Deci după ce toate componentele din pliculețul de ceai a fost demontat, da? Pliculețul de ceai zboară. Ideea este că sunt sigură că în activitatea dumneavoastră aveți acel pliculeț de ceai care zboară, care vă dă un refresh la business, care vă duce într-o direcție, care vă permite să vă adaptați la contextul, așa cum s-a menționat până acum, dinamic și în schimbare. Vă provoc să inovați, să fiți diferiți, dar nu numai să fiți diferiți, ci să puteți să vă asigurați o afacere durabilă. Vă mulțumesc frumos!